Suntem perec, ca să știi, oricum. Tăiem, facem să fie frumos. Hai să o lăsăm complet. Să o lăsăm complet, zici tu, nu? Să nu tăiem nimic. Ok, nimic. Okay, acum bun. Am vorbit. Așa facem. Vă salutăm, fratele Coracu, și bine v-am găsit la un nou episod de podcast în uralele voastre. Aceiași oameni care aplaudă de fiecare dată sunt ai mei plătiți. A venit la podcast pentru voi Ale Play tutoriale, cum vreți voi să-i spuneți, dar noi îl știm sub Ale Play, așa s-a consacrat el, de fapt te-ai consacrat sub alt nume, de fapt tutoriale. Da, corect. Tutoriale, n-am vrut să fac legătura între ele, dar viața face legătura forță. Vă, îți dai seama. Bine v-am găsit. L-am adus pe Ale Play, vreau să-l salutați aici pe premieră, că clipul ăsta e cu premieră, o să vedeți că o să fie o discuție faină. Tocmai ce am spus lui Ale, băi, nu vreau să mai fac același format, de-l făceam la început, aveam scrise eu, că primele, nu am scris la primele podcasturi, așa am făcut primele podcasturi, știi? Nu mi-am scris, aveam două, trei întrebări și zic, hai bă, că fac discuții, după aia am zis, bă, dacă tot chem omul, hai să scriu niște chestii. Știi? Să fim natural, că oamenii caută naturaleți. Da. Se fumează, se bea pe acest podcast, se înjură, se face de toate. Gata. Dar fii atent, vreau să încep cu chestia asta. Hai. Ale, caracterizează-te într-un minut. Caracterizarea mea, cred că majoritatea mi-a făcut-o după live-uri, dar o să vă spun și eu ce cred despre mine. Am 42 de ani, deși nu-i par, căsătorit, copil. Mă comport ca un copil, pentru că încă am inima de copil. Am studii, deși unii spun că sunt retard mental fără studii. Am întrerupt facultatea din anumite cauze, nu intrăm în detalii. Dar dacă vreți voi, lăsați comentarii și vă răspund la ele. Și, din păcate, pentru unii sunt ceea ce nu vor. Adică un retard pe YouTube. Și de ce? Dacă mă lăsați să vă spun și de ce? Pentru că am avut unele neplăceri pe celălalt canal, unde învățam oamenii să fie puțin mai docil, să învețe ceva, dar nu vreau să învețe. Și atunci am zis să vin și cu reversul. Hai mă, dacă nu vreți să învățați, hai să fim ceea ce se caută în România. Hai să fim un fel de Viorel și jumate din Vulpiță. Ah, ok. Băi, știi care e faza? Uite, să o luăm așa cu începutul. Avem timp. Cât poți tu să stai, stau și eu. Și care e treaba? Eu încercam să-mi aduc aminte în unele momente când mai intram și mai jucam cu tine CSGO, știi? Tocmai acum mă descalc și eu. Încercam să-mi aduc aminte care a fost prima mea interacțiune cu tine. Și eu țin minte că eu mă uitam la unele clipuri de ale tale, dar de pe tutoriale. N-aveam treabă cu YouTube-ul. Deci tu făceai, oricum, de cât timp faci tutoriale? Din 2013. Deci eu m-am apucat în 2018 de YouTube. Deci aveai 7.48, 7.6.11. Aveai mulți ani de când, așa. Corect. Și eu te știam dinainte. Dar vezi, uite, nu știam gen cum joci tu și astea. Personajul ăsta. Da. Corect. Personajul ăsta. Bun, deci avem un subiect comun pe care îl știe toată lumea, și anume că suntem YouTuberi. De cât timp te-ai apucat să faci YouTube? Strict pe tutorial, am 8 ani de zile, că am avut și un canal în limba spaniolă, dar nu știam spaniolă, îmi scria filmul pe foaie și eu aveam un program care citea după text și vorbeam în spaniolă. Și am avut primul canal în spaniolă, eu sunt de 9 ani în Spania. Și atunci am avut un canal în spaniolă pe care mi l-am închis pentru că învățam oamenii să-și ia internet gratis cu anumite metode și chestii și trestii și l-au închis și cei de la YouTube, mi s-a părut ok, bun. Și am continuat, am zis, hai să fiu bun și să învăț oamenii ceea ce îmi plăcea mie, pasiunea mea pentru calculator. Pentru că totdeauna am fost, cum a început această pasiune? Am fost înțepat de diferiți băieți deștepți care știau să instaleze Windows-ul, știau să îți facă ceva optimizări și totdeauna trebuia să-i dai lui ăla 5 lei, 5 lei, că așa era vremea, că-s bătrân. 5 lei, 5 lei, o bere, 5 lei, 5 lei, un pachet de țigări. Și până la urmă am făcut socoteala și în 3 ani îmi cumpărasem deja cel mai performant calculator cu chestiile astea, știi? În 3 ani îmi cumpărasem între ghilimele calculatorul. Ce s-adunase pe cât ai cheltuit tu pe optimizări. Okay. Și atunci am zis, m-am uitat la ăla în spate, zic, bă, dar el când instala și chestiile astea, el zicea, haide, du-te și ia o bere sau du-te și nu știu ce, ca să nu văd ce faci. Și apoi am început să caut singur pe YouTube, mă, ce e greu așa, și încet, încet. Tot pe YouTube ai căutat, nu? Corect, da, nevoia de, dar în limba engleză, indieni și toate chestii, că nu erau mulți români care făceau. Mamă, mie îmi plac indieni. Și încet, încet a devenit o pasiune și o plăcere să caut și să cunosc, cunoaștere, nevoia de cunoaștere era din ce în ce mai mare. Și făceam pe propriile mele calculatoare, că deja aveam 3 calculatoare, din că ăla lua piese din unul și dintr-altul și făcea, știi? Și din 3 calculatoare făceam și eu 2. Unul bubuia, unul mergea mai bine decât celălalt. Și tot așa. Deci așa ai început. Da, și am început să ajut oamenii online,
După aia mi-am Cât ai făcut un crescut radio. în 8 ani, pe primul canal? A, prima dată? Hai, dar nu vă spun. Păi Se da, crește vorbește! pe chestia asta, pe tutorial, se crește foarte greu. Și când am început din cauza unei nepoate care m-a rugat să-i fac cu avea 7 ani sau ceva, să-i fac o adresă de Gmail, că n-a reușit ea să-și Da. facă adresa de Gmail. Și a zis, haide mă să facem adresa asta de Gmail, că e ok. I-am făcut-o și n-a înțeles ce am făcut acolo și zice, fă ceva așa și i-am înregistrat pe telefon. Și ce bine explici. Și eu, uite-mă, și nevastă mea zice, ia tu-te mă și fă niște tutoriale. De ce nu faci niște tutoriale? Cu ce știi tu? Cu alea? Și treptat, treptat am început să fac tutoriale. Nu s-a uitat nimeni la Îți el, mai aveam aduci 4. Da, zi. aminte primul tău clip? Primul meu clip e făcut din poze. Primul meu clip e făcut din poze, nici măcar nu știam să captez cu ei imagini și am făcut din poze ca să-i explic cu săgeți, cu o calitate execrabilă. Deci nu-ți vine să crezi, nici eu nu m-aș uita la el. Dar am primit feedback bun și a zis, bă, ce, e ok, foarte bine, nu știu ce continuă. Și am evoluat în calitate așa cum facem toți, că lumea se întreabă, bă, ce fac ăștia cu banii, ce fac ăștia cu banii. Încet, încet pleci de la nimic și încep încet să pui, Asta să voiam pui. să zic, m-a întrebat recent cineva pe... Asta voiam să zic, că o aveam pregătită. Nu, dar mi-ai livrat-o și eu răspund că e și pe subiect. Multă lume mă întreabă ce calculator ai, cât ai dat în PC-ul tău, știi, pe PC-ul tău, cât ai investit până acum. Și eu în 3 ani de YouTube am ajuns pe, fără Caterinca, fără nimica, mă rog, prima dată voiam să zic o sumă pe care nu o crede nimeni, dar mă rog, vă aduc una mai aproape de așteptările voastre. Am ajuns undeva la 6.000 investiții. Da, problema e că nu e doar ceea ce se vede. Pe Se, doar, e da. și sunt lucruri care nu se văd. Sunt cei care Bă, folosesc da, dacă camere. stai să te Telefon, gândești, e nou. e 10-15 milioane o placă de un Camlink, știi? Deci, Da, o da, placă de. oamenii nu înțeleg, oamenii zic, bă, pe ce 5-6 mii de euro, ok, ei se gândesc direct la 6.000, 6.000, 6 ori 5, 300 de milioane, mă rog, 280, 270, bă, pe ce ai dat o 300 de Investiția milioane? vine în timp, vine în timp. Da, păi Vine nu în mai timp pe și. calculator acum am dat 110 milioane, pe Și unitate. investiția înlocuiește alte investiții. De exemplu, ai avut Da. un calculator, l-ai dat la o Știi parte, cum ai am investit apucat eu? altceva. Că am zis lui Cosmin Nelson, cu un laptop luat în rate și l-am dat la schimb pe un calculator. Dacă e să vorbim de tutoriale PC, eu am început cu un calculator care îl știu și acum, pe care îl știu și vreau să-l aduc la viață într-un live, într-o serie de live-uri, vreau să-l aduc la viață, să vedem dacă mai poate calculatorul Dacă ăla mai ceva. merge. Da, corect. Un Windows 7 modificat, optimizat complet și are procesorul E8400 și placa video GT tot 8400. Deci ceva și 8 giga Mama, de RAM. antic. Deci ceva de Bă, da, nimic, aia știi? 8 giga acum mulți ani erau top. Erau 14 Păi, milioane a costat, 14 milioane, îți mai aduce 1400. aminte de celebrele plăcuțe de Da, 512 mega de corect, RAM. corect. Și după aceea am evoluat, mi-am luat un Toshiba, un laptop Toshiba, un i3, fără placă video, dar era bun procesorul la vremea aia, credeam eu că e mai bun. Și mă puneau oamenii să zică, deschide și tu pagina aia. Dacă deschideam pe pagina, levita laptopul, că făcea atât de multă rotație și zgomot, încât să ridica, pur și simplu, să încingea. Și Mamă. apoi am investit cu donații, am pus un goal la sugestia unor oameni care știi că te susțin și Da, tot vin din spate. da, Pune-mă și tu, că toată lumea da. pune și tu zici, bă, eu nu pun, eu nu vreau Da. să fiu ca toată lumea. Da. Și până la urmă m-am lăsat și bine a fost că m-am lăsat și mi-am pus calculatorul și mi-am pus în cap așa. Prima dată când am început cu tutorial, am zis, mă, dacă câștig un euro, dacă câștig din ceea ce fac, înseamnă că munca mea e plătită. Și am ajuns să câștig bine, să câștigă destul de bine în România, dacă ai vizualizări și dacă faci ceva. În Și am făcut România și se goalul ăla. câștigă bine din vizualizări. Să câștigă bine din vizualizări. La momentul ăsta, de ce? Pentru că mulți români au plecat afară și ne vizionează de afară. Înainte nu era sistemul ăsta. Da, Au da. început să crească pentru că mă vizionează din Marea Britanie, din Germania, din Franța, din Spania, dar sunt români, știi? Da. Și mai sunt și moldovenii care la rândul lor au plecat și ei, că au devenit și ei moldovenii din Republica Da, Moldova, știu, știu, au știu. devenit și ei români și au plecat și ei și ei ne vizualizează. Și ne-a mai crescut puțin CPM-ul. Dacă e să mă întreb pe Chance mine în super mare. primii, da, dacă e să mă întreb pe mine, în primii 4 ani de tutoriale, că ne rezumăm la tutoriale, că la așa, am câștigat 40 de euro. Nu puteam în 4 ani de zile să scot aia 70 de euro. Mamă, da, pentru că oamenii, dacă nu știți, e un Limita, target, 70 da. de euro. E un În target, 4 o ani. limită. Și pentru Adică... mine, goalul, zic, Doamne, hai să mai fac. Și făceam în fiecare zi ca să apuc să scoată aia 70.
Dar după aceea m-am luat de evenimente live și atunci, pe vremea aia, nu erau membrii, să recunoaștem că au crescut veniturile din YouTube și datorită membrilor și a superchat-ului. Clarus. Bun, deci eu și la atunci... membri, eu, când mi-au băgat membri, am început să cunosc ce să ia bani din YouTube direct, adică asta să-ți trimită Google Ireland, știi, corect, cum dau ei corect, banii. corect, da. Atunci era mult mai... Așa a venit cursivitatea în fiecare lună. Am scos la 4 ani și 3 luni, am scos primii 70, după aceea scoteam la 6 luni și după aceea am ajuns să scot în fiecare lună 70, 80, 90 și acum din tutoriale nici nu mai am prea mare activitate și o să vă spun imediat de ce nu mai am activitate pe tutoriale, ci datorită dezamăgirii că nu se caută știință, cultură și Da. chestii în România. Nimeni nu vrea să învețe, toată lumea vrea să ha-ha-ha, hi-hi-hi. Bă, da, Bun, zi. în primul rând. Și în al doilea rând, obiectivul meu pe tutoriale PC era să iau butonul de la YouTube, pe care să scriu, că puteai să customizezi, să scriu numele tatălui meu. Pentru că de la o anumită vârstă vrei să lași ceva în spatele tău și părinții tăi să fie mândri de tine, de ceea ce ai făcut. Și când le spuneam că ce muncești, păi te fac YouTube și ei se gândeau la video how about, știi, chat, putem zice? Video Da, chat. da. Și anume, nu fac video chat, că tocmai erau ideea pe televizor că mai dădeau. Pe din video chat să câștigă nu știu ce în Iași nu știu, și ei credeau că fac video chat. Păcat că n-am făcut. Că să câștiga mai bine. Da, și voiam să le spun, băi, uite asta fac și să fie mândri, să le pun acolo într-o cameră butonul. Dar problema e că înainte să fac 100.000 pe tutoriale, am primit un strike. Un strike pe o aplicație de un antivirus. Un antivirus. Pur și simplu, prezentam un antivirus și mi-au dat strike. Acum cât timp? Mai ții minte? Păi acum aproape un an. Spre un an, da. Aproape un an. Păi și nu ți-ai mai primit butonul? Nu, eu n-am primit butonul și nici nu-l primesc. Am făcut cerere, am făcut alea și au zis că din cauza strike-ului, care strike e pe canal încă, deși a trecut un an de zile, el încă e pe canal și n-am mai primit butonul. Și din momentul ăla, motivația mea de a face YouTube pe tutoriale a căzut. Pentru că nu mi-a atinsesem obiectivul de 100.000 de abonați, dar nu mi-a atinsesem scopul. Scopul meu era să-mi iau butonul. Și atunci când ai atins păi target, da, dar nu s-a transformat într-un avertisment? Nu, a rămas strike și a rămas permanent. Este încă pe... Păi e da, permanent. Dar acum toată lumea care primește strike îi rămâne avertisment. Îți expiră strike-ul, adică se duce da. Restricția o săptămână, păi, îi rămâne avertisment. Nu vreau să-mi dea nici bifa și bifa nu mă deranja și am zis dați-mi măcar butonul, că pe mine butonul mă interesează atât. Bifa puteți să nu mi-a dați. Mi-a dat bifa, dar nu mi-a dat butonul. Am vrut să renunț la bifa, să nu fiu canal verificat, că nu mă interesa treaba asta. Da. Voiam să renunț și la 10.000, 20.000 de abonați, 50, nu mă interesa, doar butonul voiam. Ei, și atunci obiectivul mi l-am atins. Am avut 100.000 de abonați prin giveaway, prin tot felul de tâmpenii da. Ce am făcut eu să trag tare, să fac 100.000. Toți ziceam, mamă, este dai mare că ai abonați. Numărul de abonați nu te fac alt om. Îți dau o satisfacție. Aveai... Da. Dau, dar nu să te fac alt om și important ar fi să nu te schimbi ca om. Și atunci ce a fost? În momentul în care eu am luat strike, mai luasem strike tot așa pe o aplicație pe care o prezentasem, aici cu tutoriale e cam greu, că prezinți aplicația și el zice că e scam. Pentru că foarte multe persoanele nu sunt atente la tutorial și fac lucrurile rapid. Și zic, bă, la mine n-a mers. Și pot să-ți fac un raport. E foarte simplu să faci raport și ah, nu știu. Okay. Îți iei scam. Și învățat fiind cu evenimentele live, zic, mă, ce fac? Îmi fac alt canal. Eram supărat, eram depresiv, eram picasem în depresie din cauza strike-ului da. Și nu reușeam să-l scos. Bun. Și acum, dacă putem da nume, da, dacă toți poți. Suntem sinceri și nu se supără nimeni pe noi, nevastă mea s-a uitat la Cătălin Talent pe balcon și zice, vină să vezi câte persoane are pe live, doarme și face nu știu ce prin saltea. Avea 700 de oameni pe live. Mamă, și acolo și a fost de click-ul tău. Da, și atunci zic, bă, dacă tot e o scenă pe care fiecare facem ce vrem, atunci de ce să nu vin dacă așa am dat-o în urmă? Bă, ce să caută? Să caută OTV-ul, să-ți caută acces direct, să da. Caută Capatos. Și circ. Eu mă încăpățânesc să fiu cărturarul. Păi lasă-mă, frate, să fie circ. Și atunci am stat, am făcut vreo 2-3 probe, nevastă mea n-a fost de acord, a zis că nu-i corect. Și am zis, și mă uitam la, mai dau un nume, tu tai dacă vrei, Ivone, da? Și am zis, bă, și feminin și masculin, dacă e să vinzi circ, atunci s-ar putea să prind. Hai să încep. Și am jucat rolul omului ofticat și a tot știutor, deși el n-are habar cu de nimic. Am 42 de ani și tu știi că ne-am întâlnit și alte probleme care nu se pun știu, la chestia asta. Știu. N-ai cum să ajungi un jucător profesionist, nici măcar semi-amator. Și atunci,
Mă, o să combin prostia mea în gaming cu inteligența și cu prostia pe care o să o dau din alte ale. Și a ieșit acest personaj ale Play, care a făcut multă controversă la început și mi-a fost bine de controversă, pentru că au început să vorbească Neveu și îi mulțumesc frumos, Jaxe și îi mulțumesc frumos, Palaș îi mulțumesc frumos și mulți YouTuberi mari, fără ca eu să mă duc, dar am atras atenția, exact ce trebuie să Da. faci, să atragi atenția. Și atunci am atras atenția într-un mod neplăcut, să zicem, prin limbajul meu, Hate, dar să tot. zicem. Ți-a venit hate. Da, dar ei au fost, n-au fost răutăcioși. Jaxi, de exemplu, a făcut o reacție la un videoclip al meu în care a spus anumite lucruri, dar n-a fost răutăcios. A spus exact ce vede și și-a spus părerea. Cu toate că părerea lui pentru mine a fost negativă, atunci era obiectiv în ceea ce spunea. Deci spunea exact la Deci, obiect și practic, tu, ca să înțeleagă și oamenii, tu voiai să să atragă atragi, nu, voiai atenția. să atragi atenția, indiferent de mod, pozitiv sau negativ? Nu conta. Să Da. fim negativ până la capăt. Până la Ok. capăt. Nu contează. Să fim ultima speță de oameni. Ok. Că și să atrag atenția la final, când o Cloud. să-mi exact. Și când o să-mi atrag într-un mod sau altul, o să-mi ating scopul butonului. Că mai am un alt canal. Mi-am mai făcut un canal. Oh, ok. Într-o zi sau în alta, tot o să iau un buton. Și când o să ating butonul, o să spună: fraților, nu contează cum se ajunge aici. Voi ați creat personajul. Prin atitudinea voastră, ați creat personajul. A scria personajul, pentru că dacă pe tutoriale aveam 40 de oameni și învățau oamenii ceva, Cătălin Talent avea 700 și atunci un YouTuber ce vrea? Vrea oameni pe live, nu? Vrea atenție. Prin orice mod, da? Nu poate fi judecat. Pe Băi Ale, televiziunile dar nu tu se crezi că, oamenii, uite, eu mă uit de ceva timp la tine, ne-am văzut acum un an, Doamne iartă-mă, da. bă, dar crezi că, nu știu, ori vor, ori nu vor ei, ori, nu știu, nu-și dau interesul să facă diferența asta dintre băi, nene, personaje, Caterinca, e... Vezi tu, nici eu am jucat atât de bine rolul și aproape toată lumea, că toată lumea a zis: bă, dar ți-e donator, ți-e membru, ți-e prieten. Păi dacă joci rolul, joacă-l cu toată lumea, pentru că atunci s-ar putea să fii dat în vileag. Atunci fii aproape de realitate. Și oamenii o să-și pună întrebări și totdeauna o să zică: bă, e adevărat ăsta, așa e el. Eu nu înjur. Eu sunt un om foarte calm. Foarte calm, extraordinar de calm. Și știi bine, Da, ne-am bun, toate. văzut. Bun. Sunt foarte calm. Și atunci eu joc rolul ceea ce nu sunt. Pentru că mulți actori joacă, dacă vă uitați la Las Ferbinți, sunt actori care joacă pe alcooliștii și au jurat Și că nu ei n-au pus beau. alcool Da. în gură. Deci totdeauna vrei să fii ceea ce nu ești. Pentru că dacă ai Mamă, fi ceea ce ești, cuvinte ce rol ai mai mari, jucat? Ce cuvinte rol ai mai mari, jucat? Numai cuvinte un mari. rol. Deci Și așa a atunci ai, apărut canalul Ale Play. da, dintr-o, nu știu, repulsie de, Bun. nu știu. Și cum ți-a A mers cu continuat canalul la început? foarte bine. Foarte bine la început, că a fost boom-ul ăla de surpriză, știi? Foarte bine. Nu s-a așteptat lumea. Dar, da, și nevastă mea totdeauna zicea: bă, nu știi să profiți de chestia asta, că am jucat și cu Pala, și cu Jaxe, și cu Awake, dacă-l știi, la Da. Stamp. Și toată lumea, dacă ar fi avut conexiunea asta, s-ar fi dus și ar fi continuat relația, dar eu m-am retras. De ce? Băi, eu joc rolul ăsta și lor s-ar putea să le cauzeze imaginea mea. Tu, dacă te afișezi ca fiind prietenul meu, da? Da. Poate ai de suferit datorită Mie mi s-a abonaților tăi. întâmplat recent. Ai văzut pe canalul de gaming când am intrat cu Și tine atunci și... eu nu intru pe TS, nu intru pe Discord, nu vorbesc prea mult și când vorbesc, nu vorbesc pe live. Eu zic: bă, hai să oprim live, să vorbim Da. față în față cum suntem și Asta e adevărat, dar vezi că nu mulți înțeleg. Mulți, nu te deranjează chestia asta că omul intră și face o părere despre tine și rămâne doar părerea aia pe care o pentru că faci. eu vreau să-și o facă. Pentru că Ah, dacă ok. termin, în momentul în care termin jocul, între jocuri, ai putea să-ți dai seama că nu sunt așa, că între jocuri vorbesc normal Da. sau poate spre finalul live-ului. Dacă te-ar interesa să vezi persoana, într-adevăr, ai sta la final și ai vedea: bă, omul ăsta chiar nu e așa, sau câteva momente, Știi ce mulți mi zic se că. pare mie la tine? Scuze-mă că te întreb. Ciudat. Bine, dar acum să cam leagă. Știi, eu am văzut că tu nu banezi oamenii. Rar îi banezi. Vreau să stârnesc chestia asta, să stârnesc, să le văd reacția, să văd cum reacționează ei. Să Totdeauna te trebuie să înjuri fii, cu ei. da, trebuie să fii interactiv cu chatul, nu? Și dacă Da. tu îi înjuri, tu îi înjuri, trebuie să accepti înjurăturile, tu îi vorbești urât, trebuie să fii la rândul tău, nu fii atât de până la un punct, adică să nu vorbească de familie și chestii de asta. Dar dacă vorbești cu mine, eu te accept, pentru că știu că sunt vorbe și vorbele
Și sunt criticat foarte mult că înjur, dar înjurătura este din vechi, străvechi. Oh, Bunicul, de... bunicul a crescut și ne-a crescut în înjurături. Tu-s biserică, tu-s creștin. Da, mă, și dar tot nu. Așa. Și de ce? Cred că, cum ai zis tu la început, oamenii se așteaptă să... Gen înjuri din gură, că ești tu cu tovară și fac coi, bine, coi, pula mea. Dacă da, ești pe YouTube, gen filmezi, știi că trebuie practic să fii într-un fel. Adevărul că eu pun și foarte multă pasiune. După un eveniment live, dorm ca iepurașul, știi? După o partidă de alergat. Da. Pun foarte multă pasiune și energie. Ca să fie realitate, trebuie să mă bag acolo. M-ai văzut? Da, Mă știi? da, 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 da. Acolo sunt consumat, sunt un actor, sunt fleașcă după ce termin. Mă duc, fac duș, m-am mâncat și... Flash. Direct. Din nou, mă trezesc ca nou, totdeauna nou și totdeauna încerc să uit ce s-a întâmplat în evenimentul ăla. Cum e, cum e soția ta lângă tine în situația asta? Gen, cum e, cum te susține? Cum... Nu e de acord cu ceea ce fac. Nu? Totdeauna, nu, nu, nu. A zis totdeauna că exagerez, ar trebui să schimb contentul și i-am spus Aleplay s-a născut din căcat, în căcat are să moară. Deci Aleplay, Aleplay, personajul, știi? N-ai cum să îl pui acum să se schimbe, pentru că nu, nu merge. Eu m-am născut din ură și din neputință și așa vreau să dispară. Care a fost targetul cu canalul ăsta Aleplay? Aleplay? N-am vrut niciodată să fie mai important decât tutorial și din păcate a devenit. Dacă zic la cineva că sunt tutoriale, nu știe nici dracu de tutoriale. Dar crezi că ești Aleplay, da. Știe? Ah, Aleplay ăla care înjură copiii P90 short. Deci sunt trei... Un YouTuber trebuie să lucreze foarte mult la brandul lui. Și că lumea nu înțelege, bă, după 3 ani, de ce mai joci cu P90? Pentru că sunt Aleplay. Aleplay, ce definește Aleplay? Înjură copiii, joacă doar P90 și ține short-ul. Dacă unul din elementele astea dispar, dispare o parte din Aleplay. Practic scade un stâlp de la fundație. Exact, exact. Okay. E un brand la care s-a lucrat. Și se lucrează în continuare. Păi și de ce? Uite, pe chestia asta n-am văzut niciun... N-am văzut un mărci de la tine. Nu te-ai gândit? Nu, no, nu, no, nu, no. Pentru că nu m-am gândit. Deoarece comunitatea mea nu consider comunitate. Am o mână de oameni, prieteni. Și între prieteni nu se face comerț. Se face ajutor, se trot. Ah, ok. Nu fac comerț. Eu n-am comunitate și nu tind să ajung în o comunitate. Știi cum zic alții? Comunitatea mea, comunitatea mea. Foarte bine. Dacă reușești să strângi o masă de oameni care să fie sprijin, nu doar pentru tine, și pentru alții. Pentru că tu, având influența asupra a unor oameni, poți să pleci să ajuți o persoană, o altă persoană, o terță persoană, să faci o cauză, să reușească o cauză. Bă, băieții mei, să zicem, în Iași s-a întâmplat ceva. Haide să ajutăm o persoană din Iași. Da. Tu când ai o comunitate puternică, tu poți să influențezi într-un mod pozitiv. Asta cu influențatul, vreau să intru și aici, că eu sunt o parte negativă a YouTube-ului și vreau să intru și aici. Asta cu influențatul negativ din partea YouTube-urilor către copii, către... Noi avem de la YouTube și știi că trebuie să bifăm aia sub 13 ani. Obligatoriu, nu este recomandat copiilor. Da. Ei vin, își fac conturi, nu mă deranjează. Ok. Și totuși eu înjur și copilul de 11 ani se uită la mine. Dar și eu ascultam muzică la 11 ani în care cânta Vanilla, în care cânta nu, iartă-mă Nirvana un pic că cu zic. Droguri, cu țigări, cu... Stai un pic. Nu m-a influențat. Știi care-i treaba? Eu cred în felul următor. Dacă copilul ăla de 11 ani știe să-și facă un cont peste 18 ani, automat copilul ăla știe și câteva înjurături, știe și cum arată o zdrângă și cum arată o pipiță. Eu, deci eu mie îmi vine să, eu când aud treaba asta, știi că eu mă uit foarte mult pe statisticile comunității și uite, chiar nu m-am mai uitat de când am vorbit, nici cu Cosminel să nu m-am uitat, mă uit foarte mult pe statistici și eu vreau foarte, foarte mică să fie copiilor. Da, rata de copii pe live. Și ultima oară aveam vreo 4,7 sau 4,8% public. Și acum, da. Uite, mă uit acum la vârstă și am 13, 17, 4,6. Deci am menținut-o și am scăzut-o chiar un pic. Da. Nu că n-ar fi important. Uite și tu dacă vrei. Se vede, da. Nu că n-ar fi important, se vede. Nu că n-ar fi important, dar să nu mai fie acuzat de influență. Nu poți tu influența. Bă, nu sunt cei care da, nu neapărat că mediu nu vreau. Familiar. Nu mă înțelege greșit. Nu că nu vreau, nu sunt importanți ei. Sunt importanți pentru că până la urmă nu ai cum să... Noi încercăm să ne alegem publicul. Încercăm să facem... Liber, poate veni. Da, nu știi cine să uită la și tine. Cine e binevenit pe canalul vorbeam tău? Asta, da, vorbeam asta cu The Trader astăzi, un băiat care face FIFA. Și m-a sunat, am vorbit un pic și am ajuns la concluzia asta.
Și am spus, îmi vorbea că a intrat un YouTuber, vorbeam fix ca să înțelegi și faza, sunt câțiva YouTuber pe, în acest moment pe YouTube, care au gen canale mari, bifă, 100, 200, 300, 400 de mii, dar au canalele moarte, știi? Adică au inactivitate, au scăzut. Da. 1000, 2000 de vizualizări la un canal de 100 și ceva de mii, e rușine, mă rog, rușine. Da, nu e bine ceea ce face. Da. Și vorbeam de treaba asta că oamenii intră să flexeze, știi, se arată bifa, salut, dar nici nu te respectă, știi, intră sal, câf, sau de-astea. No, bifa nu-ți dă valoare. Nu, dar nici abonați nu ți-o dau. Nu ți-o dau. Și tu, exact ca și banul, dacă ești un cu caracter și când ai bani și când n-ai bani, vei avea același caracter. Păi asta vreau dacă să zic. Dacă ai un caracter slab, când o să pui mâna pe o sumă de bani, o să te dai... Bun. Și asta se întâmplă. Deci plecasem de la treaba asta, că nu știi cine se uită la tine. Pentru că el a zis, baba, a intrat la unul cu bifă la mine, m-a salutat și ziceam, bă, de unde mă cunoști tu pe mine? El avea impresia asta. El fiind mic, el se consideră mic, pentru că are puțini abonați, 2-3 mii cât are el. Bă, de-aia am zis, bă, frate, tu nu ai niciodată cum să știi cine se uită la tine. Niciodată, frate. Că poate să uite. Și mie mi s-a întâmplat recent, am început să-mi intre pe live, un nume așa să zicem, Ghiduș. Eu nu aveam nicio treabă cu Ghiduș, știi, sau na. Și a intrat să mi-a și donat, mi-a intrat, bine, mi-a dat o donație de 1 euro, gen, dar ia uite mă frate, uite, na, sunt și eu aici. Te apreciază. Da. Scuze. Bă, asta e un semn că faci bine ceea ce faci. Pe de altă parte, zilele astea mi-am dat seama că iar sunt oameni care n-au loc de mine, știi? Dar... va fi tot timpul. Bun, legat de treaba asta, vezi că eu am găsit o... Nu că am găsit o rezolvare, o concluzie, am găsit concluzia, tată. Bă, deci să zicem, fii atent aici, tu ești un personaj, da? Corect. Tu ai o marca ta, nu știu... felul tău de a fi. Da, uite cum ai zis tu, P90, da? Corect. Dăm tu bubuie acum, să zicem, sau ai oameni. E, lumea te vede. Tu ai marca ta, P90-ul, da? E P90. Ai văzut că și eu când joc P90 mai zic toată, ale play mod. Corect. E, și asta și Jax a zis-o când i-a picat un P90 la... Ale play. Bun. Aici vreau să ajung ca să înțelegi concluzia. Deci, tu ești ale play, da? Folosești P90. 50 de youtuberi, alți youtuberi, pe canalele lor, folosesc arma ta. Ale play, da? Ale play mod. Ba și se anunță. Corect. Dintre toți, doar la unul sau la doi, te superi pe el și începi să fii, nu frustrat neapărat, să te țepe treaba asta și să spui că... Da, l-ai inspirat, dar nu recunoaște că l-ai inspirat. Da, și te-a deranjat. Dar de ce doar la unul, doi? Îți zic eu de ce, care e concluzia? Pentru că te deranjează doar la aia care au potențial. Că dacă tu vezi că te copiază cineva sau face cineva ca tine și n-are niciun Dumnezeu, n-are, nu-l vezi că evoluează, nu te deranjează. Dar când îl vezi pe unul că are potențial și poate concurență, de exemplu... Păi inspirație, că asta se numește, le-ai dat inspirație și ăsta e un motiv de bucurie pentru tine teoretic. Într-adevăr, s-ar putea să te macine anumite persoane că au făcut-o. Bă, dar știi ce mă deranjează cel mai mult? E că niciodată nu mai... Bă, am murit cumva, uite, în 2020, cu toată lumea am vorbit treaba asta, în 2020 am murit, bă, suntem foarte... Bă, e totul sensibil, mă. Bă, nu am voie să zic aia, că poate să supără ăla, am grijă ce zic. S-a întâmplat celebru caz pe YouTube. Bun. Și atunci, în 2020, bă, am devenit toți femei, bă, nu mai e bărbăția aia. Bă, ale, da. Ce pula mea vorbești tu cu mine, bă? Ce pula mea, ia uite, de ce pula mea faci tu aia? Nu vine să zică ție. Mă duc la X și zic, a, văzut mă, pe ale play, bă, pa, mă, sunt fiert. Bârfa, a fost de când hăi, mă. Bă, dar nu, mă, de ce nu ai bărbăția asta în tine, știi? Nu mai e respectul care era odată. Sinceritatea nu mai se pune preț pe sinceritate. Valorile astea au dispărut încet, încet, vor dispărea de tot. Uite. Dar totuși, sunt și oameni care le-au păstrat. Nu știu cum ai văzut tu, da. Uite, nu știu cum ai văzut tu comunitatea mea, de câte ori te-ai uitat la mine, dar eu... Bă, știi ce? Sunt invidios pe tine? Sunt invidios pe tine. Bă, ai prea multe fete, mă, mai dă și la alții, mă. Bă, fetele alea eu, da. Am o mână de fete. Ai de fete frumos acolo. Am 8% fete pe canal.
Și de ce? Cred că au venit multe la un moment dat. Eu și respect femeile și am spus-o de 1000 de ori, chiar dacă eu fac personajul ăsta, cum ai spus și tu, și mă cer cu ele pe online și le răspund sau le înjur dacă mă provoacă sau Adevăr că astea. nici eu nu înjur fetele când sunt cu ele. Bă, da, eu am fost crescut de o femeie, Ale. Eu am fost crescut doar de mama mea de la vârsta de 4 ani, în 99 s-a despărțit de tata. Bine, nu mai intrăm în subiect. Am zis-o de multe ori. Corect, Și țin minte da. toate bătăile pe care le-a luat mama. Eu trebuia să fiu ăla care dădeam alarma. Eu eram... Când s-a apucat tata de mama, eu trebuia să mă duc. Mama e mama, e vinul. Știi? Și m-a marcat. Și chiar știa că m-a marcat, eu am o soție de 4 ani. Înainte de ea am fost cu o videochatistă, cred. Mai multe, mă N-are rog. importanță. Înainte de aia am fost cu o puștoaică. Bă, la una nu i-am dat o palmă, mă. Sau să-i zic, du-te, fă-n aia mea. Bun, respectul. Eu am crezut că vin nu datorită respectului pe care îl oferi, am crezut că datorită fizionomiei tale. Ai, mă, că sunt și... Sunt făt frumos, bă, ce Hai, să... Dacă te dezbraci, iau, hau, bau... Păi da, m-am tatuat. Păi da, m-am tatuat. Mi-am făcut 6 tatuaje, dar n-a venit una. Hai, las, trebuie să-l faci unde trebuie. Nu mă, cred că se întregăsesc cu mine și cred că pentru câteva sunt fratele, deși am o fată care, deci două fete, mamă, o să mă înjure lumea, dar principalele două fete care trag cu mine în momentul de față sunt Raluca și Ioana. Ce? Una e mai mare, una e mai mică. Maria și Ioana, bine că era Luca și Ioana. Da, Raluca și Ioana. Ioana este, bă, e o antiteză între ele. Ioana este o copilă cu minte la 15 ani. Și Ioana e o capră bătrână la vreo 25 de ani. Bă, da, vezi, acum fără să vreau eu neapărat treaba asta sau să, cum se cheamă, vor sau vrea, vor, fără să vor ele, habar n-am. Fără să vrea. Așa, s-a creat o concurență între ele, cred că eu nu știu de treaba asta, știi, amândouă fac aceeași chiar, au același grad, aceeași întâietate în fața mea, dar vei, bă, eu dau, vreau să dau link, eu linkul de Instagram, mamă, live, când, păi, știi? Ai o comunitate frumoasă și asta e contează. Bă, am lucrat foarte mult, că de la asta am plecat acum, ultima idee, să zic că, îmi permis să zic că, nu în materie, că lumea cu care se uită sau alți youtuberi, eu nu mă refer neapărat la ideea de strângere, că suntem strânși. Nu, deși suntem vreo 4.000 și ceva pe Discord, ăla vorbesc ăștia zi de zi peste 3.000-4.000, 5.000 de mesaje, dar ne respectăm unul pe altul și atunci au aceeași întâietate în fața mea și aceeași disciplină de la mine față de oricare, față de unul care vine de o zi. Nu faci diferență. Da, adică au aceeași atenție, aceeași grad de atenție în fața mea. Eu asta am urat. Până la urmă, un număr, nu trebuie să te schimbe asta, să înțeleagă toată lumea. Deși inevitabil te va schimba. Sunt pentru că vei, clar. Vei intra în alte medii. Îți ridici standardele, pur și simplu, frate. Și asta e. Dar totuși în esența ta să rămâi același. Vrei să auzi exemplul meu pe care îl dau ăsta cu schimbatul? Că lumea o să mă întrebe. Bă, o să fii la fel și la 100 de mii sau la 500 de mii? Și care e exemplul pe care îl dau eu? Da. Maria și Gheorghița. De la sat amândouă. Stau de la 18 ani, stau pe marginea șanțului și mănâncă semințe. Maria și Gheorghița. Maria pleacă la București, găsește un fraier, îl face de bani, îi are Range Rover, își ia haine, da? Acum Gheorghița ce face? O sună, făi Mario, da, vino dreacu să mâncăm semințe aici, că ea a rămas în spate, clar. Da? O vezi tu acum pe Maria să mai vină iar la Gheorghița să stea să mănânce cu hainele și cu Range Rover? Dar măcar să-și amintească. Păi își amintește-te. Da, mă clar. Uită de unde a plecat, mă. Da, dar aici cred că greșește cumva și Maria și Gheorghița. Nu se poate să doar unul, știi? Că și Gheorghița mai ar trebui și tu și eu. Ar trebui să înțeleagă, eu sunt Gheorghița. Eu nu prea, uite că până la urmă noi vorbim de exemplele noastre, da, de noi ca YouTuber. Da. Bă, bro, pe stai un pic că ca și Maria, eu nu am ajuns aici stând și am venit și am zis salut, eu sunt Conacu. Nu, la. M-am rupt ore, mi-am lăsat nevasta, n-am futut-o, am făcut tutoriale, am făcut gaming, am făcut pe mama, m-am dedicat. Mă, nu o punem ca o muncă, o punem ca o pasiune, dar o pasiune care îți consumă timp și îți anulează alte plăceri pe care tu, la care tu trebuie să renunți. De exemplu, bă, ce faci în fiecare seară. Tu mă crezi că dacă zic ești de bun, eu îți recunosc. Tu știi câtă pizda am ratat eu de la nevastă mea pentru YouTube? Bă, în ultima lună, îți jur, Ale,
Zic ce s-o să întâmple în seara asta. Uite-te, ascultă-mă. E 6:45, da? Ora acum. Mă rog, la tine 5:45. O să termin cu tine, mă bag pe gaming, până la 8:30, 9 fără, termin live-ul, mă duc, mă spăl, mă aranjez, mă îmbrac, intru pe live-ul de mare, de la 9:30 până la 1-2, termin live-ul, revin iar în partea altă, mă joc până la 4 dimineața. Ea deja doarme de la 10:30, ea deja bă, doarme, bine, să trezește la 4. E bine că consoarta înțelege treaba asta, pentru că sunt anumite compromisuri pe care trebuie să le faci în viață și au și ele o limită. Să nu ajungi să fie limita. Bă, asta e munca mea, dar e și pasiunea mea. Ea a înțeles că asta e munca mea, pentru că eu până la urmă n-am știut să-i explic și la un moment dat s-a supărat și ea și am spus, băi Ioana, dar aici câștig banii, știi? Am fost tranșant cu ea. Dar ea mi-a zis, bă, da mă, câștigi bani, dar fă-ți timp și pentru mine, știi? Și la atunci i-am dat dreptate. Și atunci m-a lăsat mai un pic mai în pace, dar de ce? Pentru că am înțeles că e și pasiunea mea. Adică și eu vreau să reușesc. Bă, da, eu nu vreau să mă opresc 100.000. Nu vreau bifă și buton. Buton. Peste. Cât pot? Bă, cât pot, ești nebun. Doamne. Dar eu vreau să ajung în televiziune sau în radio, undeva tot ajung. Știu. Doamne ajută. Doamne ajută. Dar asta bine, ai zis și viața bine. Să spui anumite goaluri din astea, dar Țeluri. Să fii conștient în cazul în care nu le atingi, să nu cazi în prăpastia depresiei și a chestii. Dacă îți pui țeluri prea mari, prea sus, s-ar putea să... Și trebuie să ai sprijin, așa cum ai zis cu Ana, Așa o am pe Amira, care îți sprijină acțiunea, frate? Că dacă n-ai avea pe una care să te înțeleagă, ai fi nimic. Dar e și de partea ta, nu doar sprijină, știi? Da, că e, la fel a fost Oana la început, era și băgăcioasă, știi? Și eu am zis, bă, stai un pic, nu... Mi-am dat eu seama că nu vreau eu să bage și am zis, bă, susține-mă, dăm dar sfatul, dar din, da, nu, ea e rar acum pe live-urile mele, pentru că se supăra la început. Amira se supără foarte mult, e păceată, am vorbit și eu cu ea treaba asta, o afectează foarte mult vorbele și am spus, mă, dacă eu mă bazez pe vorbe vulgare, vorbe urâte și le spun oamenilor că sunt doar vorbe, tu de ce nu poți să înțelegi că sunt doar vorbe? Așa a fost Oana cu Omegal. Da, și la un moment dat, era foarte, foarte afectată și încet și-a dat seama și s-a distanțat. Da. Nu mai afectează atât de mult. Mai sunt anumite vorbe care, într-adevăr, o afectează, dar sunt foarte puține. Bă, problema e că trebuie să faci un echilibru între familie, pentru noi care avem familie, și YouTube. Și YouTube-ul e familia noastră. E ca și cum ai avea mamă, tată și ți nevastă. S-a întâmplat vreodată, ți s-a întâmplat vreodată să... Uite, mi s-a întâmplat la un film, chestia următoare, să-mi zici dacă ți s-a întâmplat și ție. Eu eram la... M-am uitat la un film pe la vreo 4 dimineața. Bă, băiatule, la Miracolul din celula 7. Probabil l-ai văzut 100%. Doamne, cât am plâns. Am plâns la... Aoleu, eu n-am plâns la filme. Dar am plâns la ăla, bă, stăteam în cur, în pat, nevastă mea dormea. Când am auzit lingo. Mamă, mi s-a zbărlit pielea așa cum ești nebun, lasă-mă. Bă, o mișcam, trezește-te că plâng, uite-te la film cu mine, fii lângă mine. Eu am și chestia asta, eu când mă simt trist, supărat, eu trebuie să fiu lângă oameni. Nu pot să stau singur. Nu pot să stau singur. Și mi s-a întâmplat asta, deci cu lacrimi în ochi, la 5 dimineața, am simțit nevoia să deschid live-ul pe canalul de gaming ca să fiu acolo cu 10 oameni, 5 oameni, care să fie să înțeleagă ce am vrut să zic, să fiu ascultat și înțeles. Da. Ți s-a întâmplat vreodată să-ți simți dorința să fii live și să vorbești cu oamenii? Da, nu neapărat să fii live, ci să ai suportul cuiva și să nu-l găsești decât primul moment. Da, mi s-a întâmplat când sunt în depresie și când sunt în chestii din astea, de live. Când nevastă mea n-are chef, n-are chef, pur și simplu vine de la muncă și doarme, că trebuie să doarmă, că ea muncește în alt mediu, atunci intru live și stau ca oamenii să mă asculte, vreau să mă asculte, vreau să fie ei cei care îmi dau suportul. Da, vezi, deci practic am ajuns să trăim o dublă viață fără să vrem, fără să ne dăm seama. Și tu le-ai zis că am fost pe live când le-ai zis și eu le-am zis, bă, voi pentru mine sunteți suportul. La mine e mai dificil că eu sunt plecat aici singur, știi, în Spania și e mai greu. Și asta e puntea de limbă, puntea de tradiție, acum vin sărbătorile, îmi va fi puțin mai greu. Ai telefonul lângă microfon? Nu, mută-l un pic, bagă-l în buzunar, că s-auzea gen ca și cum când sună, tâc-tâc-tâc, știi, gen la microfon, așa, l-am mutat și-o panel. Nu, e ok. Discord că se aud pocurile. Nu, e ok pocurile, nu, doar telefonul să nu fie, că s-auzea... Legătura, mă, e legătura dintre oameni, care a fost tot timpul. Pustietatea o acceptă doar anumiți oameni, adică să fii singur. Când ai nevoie de sprijin, trebuie să fii sprijinit. Chiar dacă ești un om puternic. Asta mi se pare, e cea mai mare frică a mea, singurătatea.
Da. Și chiar dacă ești un om puternic, un caracter puternic, trebuie Da. să fii susținut sau Eu nu măcar. sunt puternic. Nu, nu-i? Nu, Ești. Iei eu... decizii în viață. Bă, Ești iau omul care ia decizii, decizii sau iau. soția ta ia? Eu nu le Nu, iau. le iau, Eu o las eu... pe ea. Eu o las pe ea. Nu, Eu eu sunt le rar. iau, doar că eu sunt ușor influențabil, dar sunt și încăpățânat rău de tot. Deci, nu. Bă, eu sunt rac și eu gândesc foarte mult. Gândesc mult și în momentul în care am ajuns la o concluzie, zic, o fac. Nu mai fac. O fac. Și nevastă mea e cea care, hai mă, să o facem. Da. A, O facem. Și crezi în o facem. zodii? Nu neapărat, dar Le caracterul meu de om. ai cu zodiile? Da, uite, ia ele, uai că ea e puternic. Păi Nu le am și cu. eu sunt Eu sunt berbec. rar. Și, dar ai zis că ești încăpățânat, vezi? Da. Caracteristic de zodii. Adică, rac, eu dacă îmi zici, mă, facem aia, eu stau să o analizez din toate punctele de vedere. De Ah, 2 ori în vieții ok. să o facem, de 3 ori în 10 să nu o faci. A patra Adică oară, stai o în facem. dubii, gen, Da, practic. exact, un fel de balanță, ceva, dar sunt negativist. Bă, mai bine nu o facem, că nu o să Aha. meargă. Și nevastă mea Și eu îmi zice, pun frâul hai de mă, ce astea. poți să... Păi da, nu am pe nevastă. Și zici, hai de mă. Și culmea e că de fiecare dată mă bazez pe flerul ei de femeie, că femeia are simțul. Hai de mă. Bă, tu Și știi că dacă... de câte ori m-a scăpat Oana? Dar și de ce m-a scăpat Anume. Oana? Unde am dat eu voie să bage. Și anume să-mi zică păreri despre oameni. Știi că pentru, eu sunt ușor influențabil și eu zic că ăla are Și pe miroase de așa. prietenul Și meu. miroase așa. Da, și mi-a zis deci de ultimele patru colaborări, de ultimele patru prieteni pe YouTube, mi-a zis de fiecare. Și bă, a avut dreptate în final la toate. N-am ce să-i zic. Femeia analizează altfel situația decât bărbatul gândește. Gândește în alt mod, în altă latură. Nu știu cum gândește. Sau poate nu gândește la fel de mult cum gândim bărbat, noi Așa. bărbați. Băi, pentru oamenii care nu te știu, uite că ne-am luat direct la vorbă și uite, vezi cât de repede au trecut 40 de minute? Nici nu-ți dai Oricât seama. de sentiment. Nu știu, ce ar trebui să știe oamenii despre, nu despre Areplay, despre tine ca om, gen, unde te-ai Teoretic. născut, când te-ai născut? 1979, 5 iulie, m-am născut în Buzău, am crescut în Buzău, am Unde plecat în din România, Buzău? Micro? nu, în Dorobanți, în Dorobanți, aproape de centru, Ok. micro. Eu Buzău e un am oraș avut o mic. prietenă, Mărăcineni, parcă. Da, e o localitate aproape de Buzău și în dezvoltare acum. Buzău e mic ca și oraș, poți să ajungi pe jos oriunde vrei. E foarte mic și Și foarte. s-a și declarat martir, Buzău, oraș Da, martir. au fost, da. Fiind aproape teoretic de București, 100 de kilometri, acum mai faci și mai repede că au băgat naționala aia sau ce este, e foarte aproape. Deci, eu viața personală aș delimita-o de YouTube, dar nu se poate. Teoretic, trebuie să o delimitezi. Și până la urmă, omul nu trebuie să vadă de pe YouTube. Că dacă am fi noi, eu nu știu la tine, că eu te-am cunoscut și tu ești la fel. Dar eu am percepția asta greșită. Bă, nu trebuie să fii la fel ca acasă. Că dacă Da. aș fi la fel ca acasă, mai sunt un om plictisitor. De Sunt ce un crezi om că se cald. uită lumea la tine, Ale? Că controversă. Controversă. Fac, bă, de ce înjur copiii? Da, Ce ți-a asta? făcut, mă, copilul? Da, controversă. Eu Mă, cred că controversă. și care e părerea mea despre omul care se uită în general la mine sau la tine sau la oricare dintre noi după YouTube. Omul caută pe YouTube, pe lângă Ceea ce nu are... ce îl interesează, oameni cu care are chestii în comun. Bă, oamenii maturi. Am văzut treaba asta. Mă gândesc la donatori. M-am întrebat... Mă, de ce? Prima mea donație... Mai ții minte prima ta donație? Prima mea donație a fost în felul următor. Bă, o să-ți donez 100 de euro. Și 100 de euro la vremea era mare. Și numai forma de a vă spune, bă, o să-ți donez 100 de euro, era neplauzibil. Adică n-aveai cum să crezi că-ți donează cineva 100 de euro. Da. Și mi-a donat 100 de euro. Și l-am întrebat pentru ce? Ai ceva al tău care îmi spune că ești băiat serios. Uite, gen cineva care a pătruns în personajul tău, practic. Da. Și mulți oameni care văd și mulți oameni care donează și sunt criticați pe partea cealaltă, pe Discord-uri, pe de ce îi donezi mult prostul ăla care nu înjură copiii și chestii. Și el zice, băi, uite-te mai bine, analizează mai bine. Dar eu nu vreau să doneze doar, eu vreau să doneze și pentru Ale Play, să doneze și la nenorocita la care înjură copiii. Dar nu vreau să doneze neapărat. Care a fost cea mai Sunt mare acolo donație a pentru ta? 500 de euro. 500 dintr-o bucată. Da, La fel dintr-o ca a bucată. mea. A unui prieten cu care m-am certat doar pentru a nu mai dona. Sunt oameni pe care îi delimitez Ok. doar pentru a nu mai dona, că mi se pare suma prea mare. Mi s-a Mi se pare întâmplat să suma. oprez live-uri pentru bani, din cauza că prea mulți bani și nu făceam, Da. nu simțeam El eu. m-aprecia mult, m-aprecia mult și
e prietenia și acum. Și i-am zis, bă, nu mai dona, nu puteam să-l opresc, n-aveam cum. Mi-a donat 500, cred că e al doilea donator al meu. Și dona și dona și dona. E din Austria. Și la un moment dat i-am zis, bă, frate, nu mai dona, că nu știu ce. Și ne-am înjurat la un joc și l-am înjurat și l-am înjurat și l-am înjurat. Și i-am scris și pe Facebook, ai blog de la tot, de la tot, de la tot. Și a mai venit peste un an și ceva și zice, bă, mă mai țin. Nu te-am uitat, mă, niciodată. Eu te-am îndepărtat doar pentru că nu mai eram. Că la un moment dat am auzit soția care a zis, da, te mai oprești și tu. Atunci, știi, atunci a trebuit să fac ceva să îndepărtez treaba asta. Am înțeles. Donații, sunt oameni care donează doar ca să... Sunt trei tipuri de donatori. Eu am sesizat treaba. Ok. Donatorii care donează să fie în top, să vadă lumea că sunt în top. Da. Donatorii care donează cu hate, doar ca să scrie, să mă su, să mă hau, să mă... Da. Și donatorii care, cărora nu le pasă și vor strict să te ajute. Strict să te ajute. Mi s-a întâmplat să doneze o sumă foarte mare de bani cu un nume fals. Doar pentru a nu mai apărea. Și am zis, nu e posibil. Și nu e posibil. Și ăsta e un om de apreciat. Pentru că el nu donează să fie sus, că ai văzut. Sunt donatori. Da, mă, dar asta e un pic. Adică nu poți, nu poți să spui că aia care donează să fie în top nu sunt de apreciat, știi? Probabil. Ba da, ba da, dar sunt trei tipuri. Sunt de apreciat toți. Da. Și ăla cu hei, dacă ți-a dat 5 lei, e munca lui, sunt de apreciat toți. Dar am vrut să specific că sunt trei tipuri din punctul meu de vedere. Omul care vrea să fie în top, omul care vrea să-ți dea hate și prin donație te umilește, cum ar veni, și omul care nu-i pasă că se vede în top sau nu se vede, el vrea să te ajute. Pentru că am primit donații, am avut ofertă de donații offline. Și am refuzat. N-am acceptat. Nici eu. Am zis, posibil. Deci îți eu dau... am primit în felul următor. Mi-a zis cine. Adică nu era glumă. Da, mă, mie ce-a vrut Western Union, cu datele mele sunt trimite 500 de euro și am spus, băi, dacă vrei să donezi, donezi pe live. Să vadă toată lumea câți bani fac. Dar știu și youtuberi care au luat mulți bani offline. Știu, nu pot să, nu acuz pe nimeni și nu critic. Da, nu, nici n-am nimic cu ei. Eu pur și simplu caracterul meu, eu nu vreau să fac așa ceva. Îmi plac banii, dar vreau să-i primesc pe față. Pe muncă. Înainte să mă iau de YouTube, n-am crezut vreodată că se poate întâmpla treaba asta. Că o să vină cineva să-ți dea bani degeaba. Păi, dar iar intrăm într-o antiteză. Cum degeaba? Că muncim pentru treaba asta. Degeaba când a zis, dă-mi un Western Union. Atunci okay. Am dat bani degeaba, știi? Și am zis, nu se poate, frate. Una e când te fac să râzi, că ăsta e rolul. Te destind, că mulți zic, da. Doamne, bă, deci când am o problemă, intru la tine și cum e și la da, tine de altfel. Da, da, da. Faci life-urile tale nebune, că le ai, uh-huh. Le ai bine. Bă. Bă, atunci da, poți să dai un leu, 2 lei, 5 lei, 10 lei, muncesc. Eu am primit ieri un colet, ai fost pe live? Nu am fost. La început am primit ieri un coleg de la un băiat din spate, din Anglia. Bă, nu merge, dar e simbolică. Ia ce am primit. Mamă, poți să faci ceva cu ea. I-am rupt, bine, nu i-am rupt că am vrut, gen, era foarte vechi, omul mi-a spus, bă, vezi că e foarte vechi, e de design, uite ia dacă vrei să o dau. Și am zis, bă, da, dar cât? Și am zis, omul, păi, nu vreau nimica. Și am spus, eu nu vreau nimic moca, știi? Și am primit gen vioara și a zis, bine, uite, plătește transportul. Și am plătit 120 de lei ceva transportul. Mi s-a întâmplat cu microfonul la care vorbesc. Mamă, e frumos. Știi? Treabă, uite, te va ajuta în viitor. Dacă deja am băgat pe primul live, ești de bun. Gestul e frumos. Da. Mi s-a întâmplat cu microfonul ăsta. Aveam căștile, o pereche de căști Logitech. Microfonul nu se auzea prea bine. Uh-huh. Și a venit cineva pe YouTube și a zis, bă, îți dau un microfon Audio-Technica. Toți youtuberii aveau Audio-Technica 2020. Eu mi l-am luat recent, de vreo 6 luni. Și zi, nu e ăla plus, că tu crezi că l-ai luat pe ăla cu USB plus. N-ai volum pe microfon? Nu, eu am luat de la cu XLR, cu mixer. Ok, tu ai mixer. Și zice, bă, am un microfon USB Audio-Technica 2020, eu am 3 microfoane. Ți-l dau ție, sunt în Anglia și ți-l trimit, de-mi adresă. Clar, hate, copil, dă-te de aici. N-ai cum. Asta mi s-a întâmplat pe tutoriale acum 4 ani de zile, 5 ani de zile. Noi. Și zice, ai încredere în mine și dă-mi adresa că nu o să-ți trimit. Eu mă gândeam că o să-mi trimit o cutie de bolovani pe care eu trebuie să plătesc transportul. Clar. Da. La 3 zile, cu plata făcută, cu tot, mi-a venit coletul. Și atunci a rămas puțin marcat, a rămas... Cine vorbește românul de rău, că n-are inimă și că românul nu ajută și nu se ajută între ei. Oameni și acum și oameni. Am puțină emoție. Înseamnă că n-a trăit. Evenimentul ăsta live pe care îl facem noi m-a făcut să-mi schimb părerea. Am avut momente frumoase
până la Dumnezeu. Am avut și momente urâte, dar nu se compară cu Da. bucuriile pe care le-am Da, trăit. dar vezi că Adică noi au ca fost. oameni le ținem mai mult minte pe alea urâte? Dar dacă nu le pui acolo într-un par, rămân acolo. Dar eu le țin, uite cum ai ținut tu. Asta cu vioara o să o ții minte tot timpul, că Fuhu. există oameni. Mai au fost oameni care, nu știu, ți-au spus o vorbă când aveai nevoie. Mă, te-au ajutat, uite, mi-au spart canalul tutoriale pisică, un hacker din Anglia Da, știu voia faza. să cu TypeStream-ul. A spus, băi, vezi că TypeStream-ul are API-ul ăla, are o vulnerabilitate. Toți cei care sunt conectați pe TypeStream, eu le pot intra pe canal. Mi-au intrat pe canal, mi-au pus clipuri, 300 de clipuri mi le încărcau, aceleași clipuri și așa. Am căzut în panică, că na, îți luai strike, îți luai... Și am rămas cu doi oameni pe Discord. Unul dintre ei se ducea la 5 la muncă. Și era ora 3, bă, pot să recunosc că am plâns. Plângea. Da. Și a zis, băi, eu nu plec de aici, nu-mi place să te văd așa. Facem noi ceva. Da. Dăm telefoane, facem ceva. Scrie la YouTube. El vorbea foarte bine engleză. Nu poți să vorbești cu YouTube într-o chestie din asta prin Google Translate, că Da. trebuie să te înțeleg. El îmi scria textul, eu luam, trimiteam, ei îmi răspundeau, stai liniștit, am blocat de la momentul ăla, am blocat orice acțiune pe canal, deci eu nu Da. mai puteam să încarc, știi? Nici el nu mai putea să încarce, am blocat, poc, poc, și a rezolvat până la urmă. El la 5 fără un sfert a zis, bă, trebuie să mă duc să-mi fac și eu un duș, că mă duc la muncă. S-a dus și a făcut duș și seara am primit de la YouTube că totul e în regulă, că pot să-i dau drumul, și cereți scuze, nu știu ce. Omul a stat cu mine. Momentul ăla nu se uită. Și multe momente plăcute, că nu te așteptai. Sunt și hateri, copii sau mai puțin. Peste tot e hate. Dar când vezi momente din astea plăcute, asta te marchează pe tine și zice că ești pe un drum bun, că faci exact ce trebuia să faci, că faci bine ceea ce faci. Și vreau să se accentueze, să nu se vorbească doar de rău pentru pe YouTube-ul ăsta. Că sunt și YouTuberi care au făcut lucruri bune, sunt și user care au făcut lucruri bune, sunt și YouTuberi Mă care au mai făcut ții minte mai cum ne-am puțin lucruri. cunoscut noi? Pe YouTube sau în viața Nu. reală? Pe YouTube nici nu mai știu, sincer. Am intrat Sincer. la tine, da, eu nu mi-am adus aminte cum te-am cunoscut. Mi-a zis un prieten de-al meu, Uță, pe care l-a înjurat rău de tot și mi-a zis de tine și eu am intrat și eu am fost la fel. Bă, ce mă? Corect. Controversă, cum ai spus. Și am jucat cu tine odată și trebuia să joace și Uță și a zis, eu nu intru dacă nici să mă omor. Și așa am pe YouTube cu tine. Dar în viața reală nu mai ții 100% minte. În viața reală, mă țin minte că ai luat legătura cu eu nu aveam telefonul și ai vorbit cu Amira. Da. Ai vorbit cu Amira și ai zis, bă, ne vedem și noi undeva? Da. Și tu erai acasă în Dristor acolo la apartament cu Marin, Amira, Imogen și fusese și Bea, dar plecase, nu mai știu cine mai era. Bun. Imogen venise pentru o zi să ne vedem, nici nu venise Da. și prima dată a rămas marcat frumos, plăcut, surprins, plăcut, natural, toată lumea naturală. Da. Că pe YouTube-ul ăsta mai sunt și YouTuberi. Nu, așa e felul lor. Poate Da, mă că mă, s-au născut frate. fițoși. Sunt și YouTuberi fițoși, trebuie să recunoaștem. Și nu trebuie să fii criticați. Bun, ai venit. Ai venit cu, putem spune, ai venit pregătit. Ai venit pregătit ca la un loc de muncă. Cu Deci ești whisky. whisky cu Red Bull, cu tot, mă, cu ghiozdănelul, nu te uiți nici acum. Ai venit cu ghiozdănelul, le-ai scos Ciocolată. pânzele pe astea la rece, poc. Cred că într-o oră, cred că eram pardaf cu toți. Pateu. De frumos. Și tu te duceai la muncă. Da, a doua zi A doua dimineața, a doua zi zi din... te duceai la muncă. La o... Nu știu Eram cum. în Cernica, ții minte? Trebuia să mă duc în Cernica la agenție la pariuri și la 10 trebuia să fie deschisă agenția, noi trebuia să ajungem la 9, normal 8 jumate să ajungea. Și automat, tocmai de la Dristor până în Cernica, trebuia să mă trezesc până la vreo 6 și noi la 4 beam. Da. Ții minte cum Bun. am îmbătat totuși. Am avut noroc că apartamentul la care stăteam luat în chirie printr-o firmă, prin așa, avea o saltea pentru asta, pentru canapea. Știi? Saltea, Bă, unde semi-saltea, dracu că am pe dormit pe canapea. jos? Ce Așa, saltea? da. Păi, nu, păi, dar eu semi-saltea. Când dorm pe canapea, aveam pe aia, scos-o pe aia din Băi, mână. lasă-mă, bă, că mi-aduc aminte acum că eu cu Marin eram jos și Mugen în chilos pe canapea. Ei, o saltea din aia ca să nu-ți facă dâmburile alea la canapea, știi? Dar e o saltea subțire. Nu e o saltea așa, se face Vrei sul, să zic că știi? firul evenimentelor că-l ții minte și acum? Deci am venit la tine, am băgat ăsta la rece, tu erai pe live, era ziua ta, Da. erai cu Marin, Imogen dormea, de-abia se trezise după aia, după ce am venit eu,
Și ne-am îmbătat, dar eu m-am îmbătat cu Imogen prima oară. Am ieșit pe balcon, era el supărat, nu știu ce avea. Tu erai pe live. Da. Și am stat un pic de vorbă cu el, ții minte și acum ce problemă Nu avea. mai Am pot. stat, am stat de vorbă și s-a uitat la mine așa și zice: Conacule, te îmbeți, mă, cu mine? Și eu am spus: Beau, mă. Și ați băut fulger, ați Și băut am de alea, bam, băut bam, o sticlă de whisky pe live la el pe Instagram. Ne-am bam. făcut pateu. Da, Și atunci da, 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 da. ții minte că mi-am pus mopul în cap și te-am pupat pe gură. Mai ții minte? Nu mai țin minte, dar faza o știu. Da, știu, da. Vezi, mă, uite, Așa astea nu le uiți, mă. În așa, schimb, hai au să fost. lasă-mă un pic. Hai să-ți zic și o fază urâtă. De exemplu, la fel, dar nu știu dacă înainte sau după, am avut plăcerea să stau, să intru într-un anturaj, să zicem, tot de YouTuberi. Eram cu Bez Noris, știi? Eu mă înțelegeam bine cu Bez Noris la început, adică ne înțelegem și acum, dar că ne-am diferit pentru că el face ceva, eu fac altceva. Și mă E și înțelegeam mai bine vârstă, cu el și... A? are, e mai mic de vârstă. Da. Am fost cu el, știu, părinții, totul ok. E, acum, eu aveam prietenia asta cu el se înțelegea și cu altcineva și a zis, era ziua lui, făcea cred că 17 ani sau 16 ani, 17, 17 cred. Bon, omul zice, bă, vrei să vii la petrecere cu mine? Și zic, da, zice, la ziua mea. Zic, bine. Bun, m-am dus cu el, trebuia să ne ducem la un apartament închiriat undeva în mijlocul Bucureștiului, dar erau acolo alți prieteni de-al lui, știi, mai cunoscuți. Da. Eu n-am știut cum să mă reag. Eu eram cu el, mă raportam cu el, eu fiind mai matur, el mai mic. Eu aveam un sentiment de ăsta, gen, bă, stai un pic, că nu poți să te pui în cap, că până la urmă maică-ta te știe cu mine, taică-tu te știe Corect, cu corect. mine. Era Bă, și am ajuns responsabilitatea. acolo, da, am ajuns acolo, Nori știe că am vorbit și după mi-a plăcut și atitudinea lui, că și el a fost surprins, urât și nu, gen, n-a mai vrut. Am ajuns acolo și ce s-a întâmplat, mă? Au venit alți oameni cunoscuți și un anturaj muzical de puși de ăștia, cum îi vedem noi, cordiți așa. Băi, începuse pe d-alea urâte, aveți și voi ceva, aveți și voi ceva, dar... Și noi eram genul, bă, ce pula mea se întâmplă? Omul Bă, ăsta a venit să ne facem ziua. asta e realitatea generației de actuale. Deja Băiale, deci o să zic după ca să... Nu-mi place să... știu ceva, am auzit ceva. Bă, nu mi-a Mai plăcut zic, deloc, oameni, deci vezi asta că e vor. o... Da, vezi tu că e teribilism. E Da. anteribilism între Da. generații. Înțelegi? Eu nu Dar nici nu accept pot așa să-i ceva, știi? judec. N-am nici cum să-i judecale. Eu mi-aduc aminte, eu știu cum am copilării, mă? Păi mi s-a Frumos. zis până la 5-6 ani, mi s-a zis castravete că stăteam în chiloți în mijlocul străzii, într-o baltă, cu un colț de pâine și cu un castravete la mijloc și mâncam. Și apoi de la 6 ani aveam o familie de oameni care, cărora le-a bubuit soba în gură ca să nu se supere alții, dar eu n-am nimic cu nimeni, dar să nu zicem așa. Și ce făceau? Zicea, ia mă, tu ai amigdalitele mari, căsca în gura și mă scuipau în gură. Eu așa am copilărit. Păi acum la 11 ani ai iPhone Pro Max, dar nu pot să-i judec. Nu am cum să-i E și judec. vina părinților pentru că le oferă Păi da, dacă o prea gândim noi repede. așa. Noi vrem să ajungă cu... Dar vezi, noi nu facem comparația... Noi ce le ziceam la copii, la părinții noștri? Hai, bre, lasă-o, e comunism, Da, corect, e, corect. așa ne zic și nouă. Diferența, deci evoluția generației Dar dacă este noi nu ceva ținem natural. pasul cu ei... Nu putem. Uite, așa aici vine problema de la profesori, când profesorii pățesc același Mamă... lucru. Profesorii îți dai seama că trebuie să se adapteze la Ai fiecare generație, văzut fiecare generație. ce încearcă Shelly să facă? Am văzut, am văzut. Nu știu dacă poate să implementeze ceea ce își pune în cap, dar o restructurare a Bă, învățământului există. eu apreciez Corect. că omul cu cel mai mare deschidere, bine, din ce știm noi, că cel mai mare YouTuber în momentul de față e Shelly, dar ar mai fi român, gen, așa, e Izabeloi, știi bine, care are 3-4 canale cu milioane de, așa, Da, n-are influența, are are vizualizări, dar n-are. influența, dar nu poate să facă ce face Shelly, știi, că Shelly atacă pe ceva. Izabeloi, știi bine, dacă ține minte, are un clip cu slime-uri de 900 de milioane. Aproape Are, miliardul, păi sunt artiști consacrați, frate, care n-au așa în lume care n-au atâtea cifre, mă rog. Și ceva. Acum, zic cu, da, asta ziceam, mie mi se pare super bine și corect. frumos că unul cu influența lui s-a gândit să facă el treaba asta. Foarte bine. Acum nu trebuie cum ai zis, acum el trebuie susținut. De cine poate și unde poate, trebuie înțeles și adus într-un consiliu undeva să își pună pe Dar foaie. vezi că dă palme frumoase? Ce palme a dat virtuale Da, la ministru? foarte bine. Ca să vadă că nu toți
sunt, cum e în viața reală așa și pe YouTube. Nu toți sunt apă și pământ. Până la urmă YouTube-ul, zic eu, nu e școală, nu e școală. N-a zis nimeni că YouTube-ul e o școală. Da. Vrei să înveți ceva după YouTube? Zici, cum se face o prăjitură? O înveți. Uh-huh. Vrei să înveți o porcărie? O înveți, nu-i problemă. E mai greu să intri pe YouTube, că trebuie să ai un cont, decât să intri pe filme XX. Corect. Că acolo nu trebuie niciun cont. Te întreabă, ai 18 ani, tu apeși butonul. Dar pe YouTube, dacă n-ai cont, nu poți să intri. Deci trebuie să-ți faci un cont. Așa că nu YouTube-ul e vinovat pentru ceea ce s-a ajuns în ziua de azi. Este, nu știu, nu poți să-l caut vinovați. Evoluția, nu știu, evoluția copilului și grija părinților care s-a mai diminuat. Înainte, poate mama ta se preocupa, se uita dacă ți-ai luat toate cărțile în ghiozdan, se uita dacă nu știu ce, bă, se uita... alte vremuri ale. Acum mami nu știe ce, nu știe nimic de la ce, se, la ce telenovele să mai uite sau, mă rog. Așa. Și e vina părinților în primul rând și eu mă includ între astea pentru că trebuie să ai o conexiune bună cu copilul. Și bă, ca uite, să ai eu am uitat o chestie să o fac cu tine. Zi de conexiunea cu copilul. Cu copilul trebuie să ai o conexiune și pentru asta trebuie să ai timp. Dar nu mai poți avea timp atât timp cât cheltuielile tale au crescut, trebuie să ai două joburi, trebuie să muncești și acolo și acolo și... Înainte, femeia stătea acasă. Așa era. Se bărbatul zice. La muncă și femeia acasă, da. Și îngrijea copiii. Acum nu mai e asta. Trebuie să ai două salarii, trei salarii ca să poți să întreții cheltuielile care s-au angrenat cu telefoanele, cu mașinile. Cu... E greu. Și atunci timpul tău de educația copilului se diminuează. Mm-hmm. N-ai o vină, ai o vină indirectă. Ale, noi am uitat la început să postăm pentru întrebări de la oameni, dar pentru că n-am mai făcut de mult treaba asta, o să-ți dau niște nume, să-mi spui niște păreri. Da, sincer. Sincer, bă, gata, dacă nu trebuie, sincer. Zi direct. Uite, am notat câteva chestii și au legătură cu, cu CSGO, în mare parte, sunt gameri. Majoritatea sunt cunoscuți și da, sunt pozitivă. Da, aceleași oameni pe care i-am dat și lui Neveu, din câte știu eu. Vreau să văd și părere de la tine. Îi aveam salvați aici. Zi-mi o părere despre Options. Bă, Option, m-am întâlnit cu el în realitate. I-am spus-o de multe ori că nu înțeleg de ce nu reușește să atragă mai multe persoane, pentru că ca și gamer, are calitate. Adică are cunoștința jocului. Nu-i ca mine. Eu n-am cunoștința jocului. Joacă bine CS, joacă bine FIFA, că are și FIFA. L-ai văzut? Am vorbit cu Cosmin Nilsson la fel pe live-ul trecut. Spuneam că părerea mea și a lui a fost, e cel mai underrated YouTuber în momentul de față. Nu știu de ce nu crește. Și e și offline, și online, e ok. Ok. Palaș. Palaș? Palaș pentru mine e un fenomen, adică, nu știu, nu m-am întâlnit cu el datorită distanței. Mm-hmm, da, e un om cald, a avut momentele lui în care a fost jos, tot așa cum e și Option. Avea calitate, avea tot ce îi trebuie, dar a fost jos. Mulțumim tuturor celor care l-au ajutat să ajungă aici și lui. E un om liniștit, un om care nu se bagă în conflicte. Nu știu cine ar putea avea o părere proastă despre Palaș și de ce. Nicio. Poate doar invidie, da. Doar invidie. N-ai ce să-i reproșezi, n-ai ce să-i reproșezi. Ok, românul. Românul n-am o legătură cu el, îl văd pe la Jaxi, îl știu că e un tip mai solid, mai plinuț, un tip liniștit, un tip cu calitatea jocului în CS, dar nu pot să-mi dau cu părerea, adică chiar dacă ar fi, n-am avut contact cu el, dar e un om de nota 10. Ok, Alexa de TV. Alexa TV, bă, naturalețe, frate. O fată naturală, care nu te aștept să fie așa. Mă, și îmi place cel mai mult la Alexa, sincer. Zi. Nu e tipul ăla... Bună, știi? Nu mai e... Mai sunt fete pe YouTube-ul ăsta multe, care sunt... Multe, extrem de multe. Dar e și naturală, dacă te uiți în clipurile cu stresul, m-am întâlnit cu ea, ne-am distrat împreună, am jucat Monopoly, Pitipot, ce am jucat, nici nu mai știu ce am jucat, că eram tot așa după o masă copioasă, și naturală. Naturală pe streaming. Și în relația cu Jaxi. O relație de nota 10, adică nu umflată, nu, mai sunt relații, mai sunt, nu dăm. Umflate pentru public. Mie îmi place de nota 10. Și vestimentar vorbind, cum ai zis tu, una dintre cele mai decente youtuberițe. Corect. Dacă tot suntem la fete, Alexa, dacă tot suntem la fete, Antonia Knuckle. Bă, sunt impresionat. Tot așa a plăcut. De ce? Din reacția ei, când m-a văzut prima dată, o aleplay. La Antonia, nu știu dacă ea... Are o reacție, dar poate este naturală. O reacție mi se pare puțin artistică la donații sau la membrii, dar poate așa e vocea ei, că nu cunosc, nu știu. Da, nu cunoști personal. Nu
cunosc personal. Dar în ceea ce privește asta, interacțiunea, e ok. Interacțiunea cu oamenii, eu nu am auzit pe cineva să vorbească de rău de ea. Tăticul lor, hai zi. Zi, cine e tăticul lor? Păi nu, că urma să zic următoarea persoană. Vocii ei, când poate așa să bucură, știi, iar eu așa da. Mai... Bă, femeile țipă în general, mă, stai un pic. Ok, tăticul lor. Tăticul lor, așa i-am zis. Jax. Jax TV a câștigat pe merit premiul ăsta care l-a câștigat și vorbeam cu o persoană, nu dăm nume, da. Să zicem. Vorbeam că e unul dintre cei mai etici YouTuber la momentul ăsta. Mie mi se pare the best profesional, mă. E... Exact. E omul care a investit cel mai mult în calitate și educativă, care e aplicația aia, dacă știi aplicația, da, cu clar. CT. Și eu. Verbal are grijă la ceea ce spune pe streaming. Se implică, mă. Băi, profesional. De aceea e și căutat cu promovări nu de la user, promovări plătite, publicitate da. Plătită. Calitate, cred e că business, toți căutăm să avem calitate, toți investim în calitate, dar el le-a acumulat pe toate. Le-a făcut un conglomerat frumos. Și cred că e unul dintre cei mai profesioniști streamer la momentul ăsta. Okay. Chiar dacă nu are atenția altora, cum a zis și el, nu are 10.000 de oameni pe live, 20.000 de oameni pe live, dar aia, 1.000. Și când numerele nu spun mult, dar calitatea lui ca om. Da, da, da. E un om vertebral, cu coloană vertebrală. Conac. Zi. Conacu, n-am cum să zic de Conacu, frate, atâta timp cât ai zis tu, ne-am întâlnit, ne-am pupat pe gură. Și păi, ce să mai zici de aici, frate? Ce, adică, ce părere ai tu? Cum o vezi tu pe YouTube? Na, e vorba de YouTube. Păi asta, da, pe YouTube poți să te văd. Bă, eu mă așteptam ca pe YouTube să fii la fel ca mine, că am crezut că n-ai cum să fii așa și în viața reală, atât de energic, atât de nebunatic, între ghilimele, cu ideile astea năstruznici. Ho, 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 ho. Ești la fel și viața naturală. Și părerea mea e că o să ajungi cândva. Cândva o să ajungi departe. Dar pentru asta, ascultă-mă. Pentru asta, din meu. Pentru asta, fă-mi făitul, da, într-adevăr. E complicat, mă, că trebuie să faci între familie și nu te să faci. De cine vorbești? De fă-nfăitul ălaltul. Conacu, da, ne uitați. Eu am un frate? Mamă! Da, mă, uite, cum ești aici, așa ești și în viața reală, deci nu se poate. Am crezut că ești personal și când ne-am întâlnit, mă așteptam să-l văd pe Conacu, care, cel care s-a spus. Hai, salut, noroc. Da, mă, nu, am vrut să-mi fac o, fără să vreau, mai am, trebuie să-mi fac o, un fel de a fi pe YouTube, doar că eu vreau să fiu și cât mai natural, știi? Nu știu. Da, dar vezi că naturalețea ta te ajută, că felul tău de a fi te ajută, că dacă ai fi cum sunt eu în viața reală, hai, salut, ce faci? Bă, deocamdată nu n-a vrut să mă ciocănească niciunul, dar nu știi de unde sare. Dacă aș fi așa natural cum sunt, aș fi prea plictisitor. În schimb, au început unele persoane să vină să-mi spună, băi, eu la început nu adică te urmăream așa, dar credeam că-ți bagi joc. Da. Dar acum mi-am dat seama, tu vorbești așa, dar tu ești băiat bun, dar tu ești așa, mai bun, dar tu ești băiat bun. Dar tu... Bă, e bine, că ai atras atenția, e bine. Așa cum ziceam, într-un mod sau altul, e bine. De acum, atenția. De acum, din episodul cu tine, uite, că ca să creezi un precedent, să creezi un precedent și tu, de acum încolo o să încep să fac o chestie la final, pentru că ne apropiem de final, și anume, vreau să fii tu prima persoană care o face. Dă-le shout-out, indiferent de motiv pentru care le dai shout-out, dă-le niște, nu știu, dă shout-out la niște oameni. Adică, salută-i tu, pur și simplu, chiar dacă se uită, chiar dacă nu se uită, salută tu niște oameni care știi tu că merită și care tu vrei să-i saluți. Bă, îl salut pe Imogen. Îl salut pe Neveu. Pe Imogen, îl salut pe Neveu, pentru că pe Jaxi, l-am menționat aici. Oameni care se uită la tine, care ți-au donat, care te-ai întâlnit, care pe orice. Alex, pe Alex Marian și pe Emma Cartă. Îl salut pe Vasi Gaming. Pe Vasi Gaming. Alaltăieri am văzut clipul tău care mi-apare la recomandate, pleacă Vasi. Pe Vasi Gaming, un om minunat, mult prea, nu știu, e ceva parcă venit din 1804. O inimă atât de curată, bă, nealterat, bă, zici că nu trăiește în lumea asta poluată de răutate. Bă. Da. Băi, nu știu, bă, are o inimă pură, mă. O inimă pură, un suflet pur. E cum se zice vorba aia, ți-ar da harnea de pe el, nu? Nu știu, n-am văzut în viața mea, l-am încercat în toate felurile, nu există, n-ai cum,
Nu există, nu mai există. Am crezut că nu mai există. Zici că e venit, zici că e îngerul. Și știi că, bă, tu de unde ai apărut? Nu l-a afectat viața asta de răutate, mă. Bă, că suntem răi cu toți. Da. Și Da. ne afectează asta. Devenim mai răi, deși nu vrem, pentru că suntem influențați din dreapta și din stânga. Și pentru a te adapta în viață, trebuie să te adaptezi, nu? Să fii și tu mai rău. El nu e, nu e așa. El nu e așa. El e în lumea lui. Mulțumesc frumos, Conacule. Vă mulțumesc. Sper să n-apucați să-mi cunoașteți pe Ale Play. Stanciu Valentin v-a vorbit acum despre ceea ce înseamnă YouTube-ul și Okay. Deci realitate. La rugămintea ta așa o să las. Nu tai absolut, nici măcar clicul de la final o să tai. Sunt de acord. Alex, mulțumesc că ai venit, bro, să purtăm discuția asta. Vreau să o fac mai situația, ne vom mai întâlni clar, în realitate. Clar. Băi, da. Vă mulțumesc și vouă că v-ați uitat la clipul ăsta. Sper că... Da, și un like și subscribe la Conacul. Ideea, eu nu vreau să vă schimb neapărat părerea despre om. Omul nici care vine. Vreau. Dar eu vreau să-ți ofer oportunitatea, posibilitatea să-l cunoști un pic mai mult decât îl cunoști tu pe live-uri. Și cred că asta s-a întâmplat și cu Ale astăzi. Și vă mulțumesc din suflet că v-ați uitat la clipul ăsta, balană bombă. Like, subscribe dacă ești nou și nu știi ce se întâmplă pe acest canal. Avem multe serii cu Omegle, cu storytime-uri, cu vloguri, cu gătit, orice. Și seria asta cu online podcast, care este o serie mai serioasă, să spunem așa, față de ce fac eu pe YouTube. Vă mulțumesc încă o dată că v-ați uitat la acest clip. În descriere găsiți Instagram și canalul de YouTube al lui Ale. Verificați acolo, bam, bam, bam. Vă mulțumim din suflet amândoi că v-ați uitat la clipul ăsta. Vă salută fratele Conacu. Mulțumesc frumos. Băi, vă mulțumesc pupăm. Frumos. Sper să fie bine și să ai ceva vizualizări pe el. Îți mulțumesc frumos că...